Denisa Sibiu. Denisa Sibiu, da. Hugo. Hugo, Ecuador. Ecuador. Un cuplu, o pereche, salsa, bachata, la Mediaș și la Sibiu. Da. Când ați ajuns voi la Mediaș? La Mediaș de curând, în iulie, la început de iulie. Da, ca o pereche de salsa și Ca pereche de bachata? salsa și bachata suntem de 5 luni, nu știu, numai, da, 5-6 luni aproape. 5. Cum ați descoperit voi dansul ăsta? Fiecare diferit. Fiecare diferit și Hugo mai de mult, de la începuturile lui, probabil, de acolo în Ecuador. Eu mai curând, acum un an jumate, 2 ani aproape, la un festival foarte mare. La un festival foarte mare de salsa. Asta e ceea ce ne leagă foarte mult dansul. În lumea asta salsa se fac foarte mari și foarte multe evenimente. Eu aici am descoperit dansurile astea sociale, unde se dansează. Sunt 2000 de oameni la festivalul la care am fost. Care a fost? Cum s-a numit? La Brașov este un festival care se cheamă National Salsa Congress. Este festivalul național de salsa și se reunesc marea majoritate a dansatorilor din România. Și acolo am cunoscut și eu acum un an jumătate. Atunci am făcut cunoștință cu salsa. Bun, și vreți să aduceți salsa și de bachata mai des la Mediaș? da, da, Deocamdată o dată pe da. săptămână. Deocamdată, da. Deocamdată, da, pentru că atât ne permite programul și lumea deocamdată de aici. Cineva care iubește muzica, dansul, cam ce ar trebui să facă în primul rând ca să vină să-l În primul rând învățați să voi? încerce, în primul rând să încerce să vadă dacă îi place, pentru că n-ai de unde să știi că îți place un lucru dacă nu îl încerci. Salsa este un lucru care îți schimbă total viața, preocupările, timpul liber, modul în care te îmbraci, modul în care în tot. Este un stil de viață, salsa. Este un mod în care trăiești. Tu ți-ai Noi doar schimbat dans. viața de când Da, dansezi? Ce s-a schimbat în viața S-a ta? schimbat modul în care petrec timpul liber, s-a schimbat modul în care Da, poate în care mă și îmbrac, îmi aleg haine pentru salsa, să nu se ridice rochile, dar în cea mai mare parte, modul în care îmi petrec timpul liber. Pentru că nu mai este altceva în afară de salsa. Bine, bineînțeles, ieșiri cu prieteni sau au rămas, dar ieșirile în club sau ce știu eu, nu mai sunt atractive pentru mine. Serile de salsa, petrecerile, festivalurile, weekendurile petrecute cu salsa sunt cele care predomină. La Sibiu cum se întâmplă La Sibiu se întâmplă săptămâna? un pic mai mult. În timpul săptămânii avem cursuri, fiecare luni, miercuri, vineri. Acum încep și grupe noi, poate și marțea și vedem joia, suntem aici. Însă, începând cu vineri, sunt și petreceri tematice de salsa. Asta e ce un pic mai mult față de Mediaș. Avem oameni de aici din Mediaș care vin, special la Sibiu, doar pentru cursuri. Doar pentru, și pentru Dansuri. cursuri, dar și pentru petrecerile respective, da. Practic se pune muzică, salsa, bine, conceptul ăsta salsa include mai multe dansuri și salsa și bachata și kizomba, sunt dansuri mai senzuale, bachata și kizomba. Și în cadrul unei petreceri de genul ăsta de salsa se pun toate și se dansează. Asta e nemaipomenitul și extraordinarul, că ca și fată poți dansa cu oricine și ca și băiat poți dansa cu oricine. În principiu, nu trebuie să te cunoști, te duci dintr-un capăt în altul al petrecerii și dansezi cu cineva pe care nu l-ai văzut niciodată, îi spui mulțumesc la sfârșit și gata. Care dintre dansuri îți place mai mult sau dansezi cu mai mare N-aș putea să plăcere? zic. Eu am făcut dans sportiv înainte și la fel ne întrebau ce îți place mai mult, standard sau latino. Nu puteam să mă decid. Este ca o luptă pe care duci. Nu. Fiecare are nebunia și frumusețea lui. Salsa este mai jucăușă, mai vioaie, mai te umple de tot. Bachata e mai lentă, mai senzuală, mai apropiată, mai... Fiecare are feeling-ul și sentimentul ei. Nu, seamănă prin caracterul lor de dansuri latino, dar sunt foarte diferite. Și fiecare îți transmite altceva și atunci nu aș putea să spun că am o preferată. Nu pot să aleg. Am citit pe Facebook că intrați undeva la campionatele europene. Ce se întâmplă în Am partea asta? participat la o finală a unui campionat european. Unde a fost? Hugo a câștigat. Asta s-a întâmplat în Spania, în Murcia. A fost finala campionatului european, Bachata Open s-a numit. Este un concurs care a întrunit 27 de țări, 27 de perechi din fiecare reprezentând câte o țară. Noi am reprezentat România. Asta pentru că Hugo a câștigat anul trecut campionatul național. Atunci nu eram noi pereche, el a participat cu altă parte. Asta el este campionul național. Iar acum, în curând, săptămâna viitoare chiar, va avea loc campionatul național din România. Campionat care, la fel, te trimite la o finală a campionatului european care va avea loc în Norvegia, dar care presupune
costuri și frumos de alte chestii. Sunteți pregătiți pentru săptămâna viitoare? Se sperăm, suntem cu emoții încă și cu antrenamente, dar da, spunem noi că suntem pregătiți. Am muncit foarte mult și foarte greu, dar suntem pregătiți, da. Voi cam câte ore dansați pe săptămână? Aoleu, întreabă pe zi. Sau când nu dansați pe săptămână? Când nu dansăm. Nu cred că nu dansăm, nu cred că este vreo zi în care să nu dansăm. Nu este. Mai ales acum, cu antrenamentele, dansăm foarte mult. Dansăm oricând, avem timp, cel puțin pentru ca să pregătești un concurs, este foarte multă muncă și implicare și tot. Costume, pantofi, ore la sală, tot, la tot trebuie să ai grijă. Ce le spui medicinilor care vor să danseze salsa? Haideți la salsa, e ceva, haideți măcar să încercați, uite, prima oră e gratuită. Doar ca să vă arătăm că este un lucru extraordinar care o să vă schimbe un pic percepția despre petrecerea timpului liber. Da, voi în social media, pe Facebook sau aveți conturi undeva, da, site-uri? Unde trăim vă pot găsi? Social, numai că trăind atât de mult în sala de dans, nu prea avem atât de mult timp pentru social și ne mai bazăm pe cursanți care ne ajută foarte mult aici în Mediaș. Avem un sprijin extraordinar de la oameni, chiar dacă suntem o comunitate mică acum în Mediaș, dar foarte implicați, toată lumea umble pe acolo, mișină pe Facebook. Acum vineri invităm pe toți tinerii să vină la Joben, vineri, adică mâine, 13 septembrie, vom avea acolo o mică petrecere ca să ne arătăm ce facem și cum ne distrăm noi cu salsa. Și, în general, joia vor fi cursurile, însă vinerea vom face acolo. Pe viitor, nu știm ce se va întâmpla, există numele de contact, ne pot găsi pe Facebook, pe fiecare, pe mine, Denisa, Cornăcel, pe Hugo Sedeniu, avem o grămadă de contacte acolo și informații. Ok, mersi. Și eu mersi. Aștept să vă văd dansând și acum succes începem. La Mai, mulțumim. Săptămâna viitoare. Sper să ne susțineți măcar așa moral, să știm că aveți susținere. Mulțumim frumos. Vă așteptăm la salsă.